Bine v-am găsit, dragilor! Acest videoclip este despre cum se prepară umplutura de dovleac pentru plăcintă. V-am mai arătat cum se face în rețeta de plăcintă tradițională, dar se pare că unele persoane nu o găsesc și am decis că este mai bine să-i fac videoclip separat. Așa că, iată cum se face! Umplutură de dovleac pentru plăcintă. Ingrediente. Un dovleac plăcintar alb. Al meu are 4,5 kg. Apoi, pentru fiecare kilogram de pulpă de dovleac, avem nevoie de 150 g de zahăr, 30 g de zahăr vanilat, adică 4 pliculețe, 50 g de unt cu minim 80% grăsime, 30-35 ml zeamă de lămâie, un vârf de linguriță de sare și, opțional, 60 ml de rom. Mă refer aici la băutura alcoolică. Vă recomand dovleacul plăcintar alb. Mie personal mi se pare mai aromat decât dovleacul acela lunguieț și galben, de dimensiuni mici. Trebuie să aveți mare grijă când îl porționați. Fiind foarte dur, accidente se pot întâmpla destul de ușor. Umplutura de dovleac, din păcate, trebuie făcută din timp, deoarece durează. Sfatul meu este să o pregătiți cu o zi înainte și să faceți mai multă dacă tot vă apucați de treabă. Astfel munciți o dată pentru mai multe plăcinte cu dovleac. Cel mai ușor îl veți curăța de coajă cu această unealtă, care se numește decojitor de legume sau cuțit econom. Dați bucățile pe răzătoarea cu ochiuri mari. Eu am obținut aici aproximativ 3 kg de dovleac ras, așa că voi tripla toate cantitățile descrise la ingrediente. Voi trebuie să faceți calculul în funcție de câtă pulpă rasă obțineți din dovleacul vostru. Alegeți un vas de gătit încăpător și, dacă se poate, cu înveliș antiaderent. Încingeți cu focul mediu. Topiți untul. Apoi adăugați dovleacul în el, în șarje, așa cum faceți la varza călită. Adăugați treptat și zahăr, pentru că acesta va extrage sucurile din dovleac. Această operațiune va dura ceva. Dacă doriți să mai scurtați din timp, puteți să împărțiți ingredientele între două vase și să lucrați cu ambele simultan. Când terminați de adăugat dovleacul, trebuie să terminați și zahărul. De asemenea, puteți adăuga tot acum și sarea. Următorul ingredient este romul. Se poate înlocui cu coniac sau vin ars. Nu trebuie să vă faceți griji, tot alcoolul se va evapora în timpul gătirii, dar dacă nu aveți sau nu doriți să-l folosiți, pur și simplu omiteți-l. Un alt ingredient foarte important este zeama de lămâie. Pentru un gust echilibrat, e nevoie de un pic de aciditate. Cum dovleacul nu are deloc așa ceva, trebuie să-l ajutăm noi. Acum, tot ce trebuie să facem este să lăsăm dovleacul la călit, cu focul cât se poate de mic, până când scade în volum și devine o pastă. Spre sfârșit, adăugăm zahărul vanilat. Nu-l punem de la început, deoarece vanilina este volatilă și se pierde în timpul unei gătiri atât de îndelungate. Toată călirea durează cam 3 ore pentru 3 kg de dovleac, dar efortul investit este minim. Vă puteți ocupa între timp de o sumedenie de alte treburi. Acum este gata. Umplutura a devenit o pastă destul de consistentă și mai închisă la culoare. Asta și vrem. Cu cât pasta e mai scăzută și mai concentrată, cu atât va fi mai cremoasă și mai gustoasă. O lăsăm să se răcească. Apoi o porționăm în pungi pentru congelator. Eu am făcut porții de 400 de grame de produs. Dragilor, aceasta a fost rețeta de umplutură de dovleac pentru plăcintă. Sper să vă fie utilă. Eu vă mulțumesc pentru vizionări, like-uri, comentarii și abonări și vă dau întâlnire data viitoare la un nou videoclip. Vă îmbrățișez! Numai bine!